Tensiunile dintre primarul Andrei Volosevici și reprezentanții Consiliului Local Ploiești pe tema sistemului de furnizare a apei calde și căldurii în municipiu sunt departe de a fi încheiate. De această dată, tema care a aprins iar spiritele a fost suma de 900.000 de lei, bani pe care Consiliul Județean Prahova i-a alocat pentru repararea cazanului 2, lucrare ce urmează să fie realizată în parteneriat cu primăria Ploiești. Inițial, știu că a fost scos la licitație, această lucrare cu 800.000. Acum, chipul e o expertiză și o avem și noi, care atestă că lucrările necesare sunt de 900.000, plus și mai până noi. E foarte prezentațional. O explicație există însă. În cazul în care reparațiile vor costa mai puțin de 900.000 de lei, sumele rămase vor fi redirecționate către alte investiții necesare la CED Brazi. Din câte știu, s-a renunțat la ca celebrul capul să fie obiectul acestei asocieri și acum termenul este mai generic, este generic, este vorba de tot CED-ul. Nu știu să fie vreo analiză, contractul de asociere n-a fost încă votat de Consiliul Județean, dar se estimează că suma este sub 900.000, iar ce rămâne poate fi folosit pentru alte reparații în credința în bugetul. Da, dacă nu avem o expertiză, nu ați putea să evalua că 900.000 sunt suficient cu ce până noi, poate sunt 573, poate sunt 1.230.000. Poate sunt 2.400.000. Proiectul de hotărâre care prevede asocierea dintre cele două instituții în vederea realizării lucrărilor de reparație aferente funcționării CED Brazi a trecut cu 17 voturi pentru și o abținere. Lucrările de reparație vor fi demarate în contextul în care în zilele următoare va fi pus în funcțiune cazanul 5.